Reușită medicală de excepție în Târgu Mureș într-o perioadă neagră pentru transplantul din România. Un bărbat de 38 de ani care se zbătea între viață și moarte a primit inima unei femei din Cluj-Napoca aflată în moarte cerebrală. Operația a durat peste 9 ore și a fost făcută de 7 medici. Pacientul a fost operat acum 3 ani într-un alt centru din România, când s-a efectuat o intervenție chirurgicală cardiacă, în continuare pacientul dezvoltând o insuficiență cardiacă și o cardiomiopatie dilatativă, care l-a pus într-o situație clinică foarte gravă. Pacientul era la limita resurselor terapeutice și fizice ale organismului. A fost o ocazie importantă pentru că a apărut acest cord care a fost prelevat la Cluj de la o pacientă în vârstă de 43 de ani aflată în moarte cerebrală în urma unui anevrism cerebral rupt, a declarat Horațiu Suciu, șeful Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant. Totuși, numărul transplanturilor de cord și a transplanturilor în general a scăzut dramatic în ultimii ani. Anul acesta, la Institutul din Târgu Mureș, singurul din țară care face transplant de cord, au fost realizate doar 4 înlocuiri de organe. Și transplanturile de rinichi sunt pe avarie, explică. O scădere foarte importantă a numărului de donatori decedați. Noi am avut în 2016 100 și de transplante, aproape 120, maxim a fost de 163, dar capacitatea noastră e de 150 de transplante anual. Anul acesta avem 45 de transplante, din care practic 10 sunt de la donatori viu. Noi suntem pregătiți și suntem capabili să facem. Mai mult, medicii clujeni fac eforturi supraomenești să transplanteze într-un spital cu un număr insuficient de paturi și săli de operație. Spațiul actual este într-o bună măsură impropriu. Faptul că nu s-a întâmplat nimic aici este pentru că personalul face eforturi deosebite. Dar institutul acesta are nevoie de o altă clădire. Dacă în 2014 în România au existat 138 de donatori, anul acesta numărul s-a redus la circa 30. Problema e la Ministerul Sănătății, care arată dezinteres, susține vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților. Din păcate, sunt restanțe din partea Ministrului Sănătății Pintea la mai multe capitole. Trebuia să se emită un ordin ca un grup de lucru să lucreze la legea spaniolă, la legea transplantului pe model spaniol despre care eu am vorbit de foarte mult timp. Ar fi trebuit să se restructureze Agenția Națională de Transplant, dar noi în continuare vorbim despre faptul că Anca Bacule este înconjurată de un sistem construit de Lucan. Modelul spaniol de transplant presupune, printre altele, adoptarea acordului prezumat pentru donare, adică cetățenii sunt considerați de stat donator din oficiu dacă nu lasă familiei o procură notarială prin care să refuze donarea de organe. Ministrul Sănătății Sorina Pintea a promis în iulie că va reglementa legea transplantului după model spaniol în maxim 2 luni.